La mine mă tingă de tăți speciale, testul maximal 90 nu a fost în secție. M-am observat că nu pot discuta cu oameni dacă n-am vreo 150 grame în cap. Închisoarea a fost ca cadou de la Dumnezeu. M-a aruncat pe umăr. Încerca să părăsească localul, m-am speriat. 50% din cazuri, dacă vine vorba de o ebrietate mai avansată, îi pui un pahar de apă în mână, persoana îl ia și pleacă și e perfect satisfăcut. Am dintre amintirile mele fraza să nu-mi faci ficiorul de rușine. Bunica mea, eu spunea mamei. Cărărușă, cărărușă, du-mă drept până la ușă, du-mă drept până la ușă. Mă numesc Dumitru Paniș, am anul ăsta împlinesc 50 de ani, sunt consumator de alcool, dar la moment am renunțat deja de 12 ani. Mie spune Sergi Sergiu, eu am 41 de ani și nu consum alcool 5 ani și de acum merg pe șasele. Sunt Daniela Beșliu Jomir, am aproape 33 de ani și am copilărit într-o familie în care tata îl punea mai mult accent pe distracție și alcool decât pe responsabilități părintești. Mă numesc Alexandru Mărândici, sunt medic-psihiatru-narcolog, activez în cadrul dispensarului Republican de Narcologie. Mă numesc Marius Solcan, am 28 de ani, 5 ani în urmă am revenit în Moldova din Danemarca, să-mi deschid propriul cocktail bar. Mă numesc Doina, am 31 de ani, sunt inginer în telecomunicații, licențiat și în timpul liber urmez pasiunea de a coordona și de a modera evenimentele. Prima dată am încercat alcool când aveam 13 ani. Asta era la țară, noi am avut acolo vilă cu niște verișori, niște frați, am fost la o petrecere și acolo am băut niște vin. Nu mai prețin minte cât, dar asta a fost destul și mi-a fost rău. Prima dată am servit alcool în clasa a 9-a, cred că, cam așa. Eu m-am ocupat cu sport până în clasa 9, cu atletica ușoară profesional. Prima am fost schimbat în altă școală și alte reguli și atunci am început în clasa 9. Era ok, prima am început să-mi placă faptul că de la alcool eram mai încrezut în mine, mai curajos, puteam vorbi, eram mai față de băieți, eram mai puternic, adică să fac un fel de față că eu sunt eu și, adică cu mine spatele făcute, de avut de afaceri, adică om serios, tip așa, așa. Și tot așa un moment interesant, adică părinți dimineața au văzut că mie mi-e rău și asta s-a trecut ca o glumă la dânsii, adică ei nefiind dependenți, mă rog, băiatul s-a îmbătat, nu-i nimic strașnic, e ok, o să treacă timpul ăsta. Acum înțeleg, atunci trebuie să fie o discuție din partea la părinți. Dependența de alcool, alcoolism, mai corect, tulburarea consumului de alcool, este o boală cronică. O boală cronică recidivantă. Și boala dată aduce la schimbări foarte grave în organismul nostru uman. Nu există niciun sistem a organismului care nu suferă de dependență alcoolică. Consider că această atitudine de a descoperi o persoană care are o relație mai problematică cu alcoolul este ceva ce se dezvoltă în industria asta, mai cu seamă în industria barurilor. Și consider că atât eu cât și majoritatea angajaților și colegilor mei deja au dezvoltat-o. Indici pot fi câțiva. Unul din ele, la sigur, ar fi comandarea băuturilor în avans, respectiv dacă tu ai o bere în fața acum și tu mai vrei a doua sau a treia. Lucrurile astea eu sunt gata să le divulg, dar mai mult din aspectul că fiecare să le recunoască în sine și dacă consideră că are o problemă să adreseze cuiva sau să facă ceva în legătură cu asta. Dar consider că asta este un indiciu. Ar mai fi în general comandarea aproape abuzivă, da, și în cantități mari. Consumul poate fi abuziv, dar fără manifestări clinice, fără apariția bolii. Și la fiecare linie roșie asta e diferită și individuală. Pentru cineva, toleranța față de alcool poate fi joasă. La altul, din start, poate fi înaltă. Deci, noi mai mult ca specialist ne uităm la apariția unor manifestări clinice. De exemplu, le pui doi oameni alături și le torni aceeași perioadă de timp, aceeași cantitate de alcool. Unul devine alcoolic, altul nu devine. Alcoolul e prezent întotdeauna, la orice eveniment, evident.
Mi-amintesc bine, am avut chiar un eveniment unde un invitat dorea foarte mult să interpreteze câteva melodii. Evident că am permis, invitatul a cântat, dar în momentul în care am observat că deja depășește careva limite și oaspeții încep să iasă din local, am insistat într-un mod sau altul să ne ofere ștafeta să continuăm noi, pentru că simțeam că pierdem de sub control deja evenimentul și nu putem să continuăm în asemenea mod. Și aici a început put așa un mic război. Mai mult de atât, a chemat pe cineva din prieteni, din rude apropiate ca să clarifice situația cu noi, nu cu noi, cu tot ansamblul cu care eram, pentru că noi eram singuri. Și respectiv chiar ne-am pomenit cu bodyguards lângă noi, care au stat toată seara până la finalizarea evenimentului, care ne-au petrecut până la ieșirea din raion, ca să se asigure că noi suntem în siguranță. Deci am avut și așa chestii și așa caz. Taica mea lucra la joburi destul de bune pentru moment, pentru că, nu știu, ca o paranteză, el terminase studiile cu diplomă roșie, deci era un om deștept, cult, învățat, ba mai mult venea dintr-o familie de profesori, deci cumva n-ar avea un background care ar prevesti anumite preferințe. Ca tată, nu au fost schimbări sau nu a avut un impact direct asupra mea sau în calitatea mea de copil. Ceea ce vedeam eu că nu merge este în calitatea lui de soț, pentru că de multe ori dispărea de acasă. Am în memorie momente în care mergeam la secția de poliție pentru a scrie sesizări că e dispărut și respectiv revenea acasă după câteva zile. Mai vedeam sau mai auzeam, pentru că de multe ori aceste scene se întâmplau și noaptea. Efectele preferinței tatălui meu pentru alcool și distracții își manifesta o altă fire, alta decât cu care eram eu obișnuită, respectiv în casa noastră intrase violența fizică, violența emoțională, violența verbală și treptat ce a făcut loc și violența financiară. Era de acum obicei, odată în săptămână să ne ducem după lecție să servim și asta a fost o întrată în deprindere la mine, o întrată în deprindere. Și eu am observat că nu pot discuta cu oamenii dacă n-am vreo 50 de grame, 150 de grame în cap. Și așa s-a continuat, cred că vreo 7 ani, cam așa. Prima dată, încă o dată, m-am ținut 8 luni și am băut. Și de ziua mea am spus că m-am născut în așa și să mor și ne-am turnat vodka și l-am băut. Codarea asta bagă în tine un loc de frică ca să nu servești și tipa ții pe apă și ești în rând cu lumea și cam așa. Odată m-am codat pe ultima dată. Eu lucram atunci burilcic, cum se spune, nu știu cum, care sapă fântâni. Da? Asta e meserie foarte periculoasă și dacă ești sub alcool, poți să o pățești. Și atunci eu ne-a injectat în mine un fel de medicament. A 3 zile am băut și nu a fost rău, vreo 3 zile așa de rău, nu a fost nici la beții, nici în viața mea nu a fost așa de rău. Cred că a fost reacția cu cei și ne-a injectat. Începând atunci de la 13 ani, eu tot mai mult din interior mă socotem ca om fericit, bucuros, atunci când biem, atunci era distracție, atunci era bine. Pentru mine asta nu pare sărbătoare fără alcool. Și asta s-a dus până la universitate, după universitate am intrat în avocatură și practic în fiecare zi și nu mă putem opri. La un moment asta și s-a ajuns la aceea că eu beau pentru că să-mi fie mai ușor, să nu-mi fie bine, dar să-mi fie mai ușor. Și asta eu cred că e acea linie după care tu deja ești un bolnav. Cu părere de rău și cred că pentru asta eu sunt aici. Eu spun că linia, simțul că e trecut deja linia roșie, devine foarte târziu. Când practic pierzi tot, când pierzi familie, când pierzi serviciu, când pierzi prieteni sănătoși, când deja ești atât de adânc îngropat în problema alcoolismului, atunci tu
И то, asta tu trebuie cât de cât să fie честный cu sine, pentru că să-și poți deschide ochii și să vezi din care motiv tu ai ajuns unde ai ajuns. La unul din evenimente a fost solicitat o piesă care nu intra în repertoriul lăutarelor, deci eram cu colegii și unul din invitați a scos pistolul și a spus că uite, alege sau 50 de euro și o cânt sau... Și respectiv, da, au fost așa situații. Am cântat. Ne-am ales cu 50 de euro. Atunci când era în aceste stări prielnice pentru el și nefavorabile pentru cei din jurul lui, obișnuia să mai și iasă afară, să mai urle, deci vecinii noștri erau la curent despre toate ce se întâmplau în casă, mama lucrând aproape, vorba ajungea destul de rapid. Tatăl meu nu se închisea chiar să meargă și la lucru la mama, să-i facă anumite scenete unde clar lucru mamei era rușine să se întoarcă apoi, pentru că așa că per general nu pot să spun că au fost efecte directe negative asupra mea în calitate de copil, dar fiind martoră la toate aceste scene, impactul s-a făcut vizibil în timp. Lucram în Copenhaga, în barul unde activam, și la un moment dat noi aveam un coleg, care la fel barman ca și noi, de el s-a apropiat un domn, nimeni nu-l cunoștea, și eu am avut o discuție întreagă, cât că a durat o oră, poate două, și aici eram extrem de incomod pentru toți restul, fiindcă noi lucram, dar el stătea la taclale despre Spinoza și așa mai departe. Și spre final de discuție, domnul ăsta a cerut să-i ofere bacșiș, ceea ce este absolut ok cu cardul în Danemarca, da? Și eu i-a transferat un bacșiș ridicol, adică un bacșiș exagerat absolut, adică ceva de genul echivalentul chiriei mele pe o lună în Copenhaga. Cumva toată lumea s-a bucurat, dar era ceva ciudat la mijloc. În momentul ăsta trece managerul localului pe lângă noi și noi cumva în glumă, încercând să ne lăudăm, zic, uite, colegul tocmai a încasat așa un bacșiș. Privirea lui s-a schimbat imediat, fiindcă om avea experiență în domeniu și a încercat să-l caute, să-l vadă care e el. Și în final s-a apropiat de el și au avut o discuție și aparent băiatul era în depresie și nu se simțea bine deloc. Și a plăcut mult discuția care a avut-o, dar avea gânduri mai puțin plăcute și primul lucru pe care l-a făcut managerul nostru a fost să-i returneze banii imediat și să-l roage să discute cu cineva și să... Și a fost o... Nu știu, pentru mine a fost ceva care m-a învățat cât vreo două lucruri și mi-a dat să înțeleg ce de fapt noi avem de făcut. O misie, în general, ultimul timp, o exclus noțiunea ca consum inofensiv. Deci omisie recomandă să consumi cât se poate mai puțin. Alcoolul ca factor de risc pentru maladiile non-transmisibile este numărul 1 și în Moldova. E riscul pentru maladii cardiace, maladii gastrice, maladii psihice, neurologice, dismetabolice și așa mai departe. Deci noi nu putem să spunem că noi consumăm alcool pentru sănătate. Nu-i corect. Noi folosim alcool pentru a primi plăcere. Asta e realitatea și ne uităm real. Eu niciodată n-am să înțeleg și prietenii mei, rudele cunosc atitudinea mea față de unele tradiții din Moldova, când bunii dau câte un gâtișor de vin roșu copiilor. Lucrul ăsta n-am să înțeleg și am să mă lupt contra tradiției date cât am să fiu. Și îi dau exemplu. Când copilul are o lună, două, tu, domn, nu-l forțez să meargă el. Deoarece încă nu este o format sistemul locomotor. Și tu înțelegi că tu ai să-l fărâi în copilul ăsta. Dar să-l dai alcoolul, deci noi la creierul și la viitorul nostru, la psihicul, nu ne gândim. Noi, în general, în țară e foarte înalt risc de consum alcoolului copiilor. În 2014 a fost un studiu OMSE care a demonstrat că 28% de copii până la 11 ani, cel puțin odată, au consumat alcool. 43%, mi se pare că până la 13%. 72% până la 15% și 82%
a copiilor până la 17 ani au încercat ce înseamnă alcool sau consum episodic. Eu am făcut un studiu în 2022-2023 în cadrul școlii de management. Fix aceleași cifre ne-au arătat, ne-au demonstrat. Cred că 32-33 de ani avem. Deja am pierdut serviciul în avocatură, deja practic n-am ajuns la bomș, la... Deja m-am lecuit de câteva ori la spitalul de narcologie, pentru că altfel nu puteam ieși din zapoi, cum se spune. Știți cum? Aici ieși din zapoiul ăsta, tu începi ceva face, cumva să te miști înainte, dar nu recunoști că dacă o să începi a consuma o sticlă de bere, o sticlă de vin, eu nu mai spun deja de băuturi tari, ții nu-ți se poate. Asta e normal, că m-a alungat soție, pentru că nu e normal să trăiești cu un bețăvan. Asta nu e normal copilul mic să vadă tata beat, care nu-și poate îndeplini funcția de tată. El nu este tată. El dăunează, dar nu ajută la creșterea copilului. La așa moment, el trebuie dispărțit. Ziua probabil în care eu am înțeles că în familia mea lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie într-o familie obișnuită, e ziua în care mă pregăteam să ies afară, în ogradă, la joacă și taica mi-o venise, avea, nu știu, acest cuțit învelit cu izolentă din asta albastră pentru electricitate. Și mi-l aduc aminte cu acest cuțit îndreptat spre mama și respectiv așa cum eram. A trebuit să plecăm, să ieșim din casă, pentru că o altă soluție n-ar fi fost viabilă în acel caz. Deci este ziua în care țin minte exact cu ce eram îmbrăcată, ce print aveam pe rochiță, în ce era îmbrăcată mama sau mai degrabă nu era. Unde am mers, țin minte cum vecinii au auzit și n-au luat nicio măsură, n-au făcut absolut nimic ca să ajute sau ca să semnalizeze, poate, cred eu, din că e vine din preconcepția că dacă nu se întâmplă în familia mea, nu mă bag. Și respectiv tot ajutorul pe care îl primeam la moment era doar să ne adăpostească și atât. Cred că este una din cele mai urâte zile din copilăria mea, atunci când într-un fel sau altul am început să trag mai multă atenție la felul în care venea tata acasă, să încep să modelez comportamentul în dependență în funcție de felul în care intra. Urma consumului de alcool, cineva din invitați insista să stăieți. Insista cumva să fiu alături de el mai mult. Deci nu știu, i-am stat dragă, cred că nu am explicații. Am încercat să explic, am familie, am copii, tot am și sunt la job și nu am așa posibilitate. Și m-am pomenit în momentul în care vorbeam la microfon, s-a apropiat de mine și mi-a părut că vrea ceva să-mi comunice, de care rugăminte sau mă rog. Și în momentul ăsta m-a aruncat pe umăr. Și încerca să părăsească localul cu... Da, eu atunci m-am speriat.
așa, un amalgam de emoții și sentimente și neclaritate, pentru că pentru mine asta a fost prin surprindere, cumva. Am părăsit locația prin ieșirea de rezervă. Ulterior, persoana m-a contactat și a cerut scuze de rigoare. N-am ținut pic, am înțeles, pentru că mi-a explicat, deci om matur, tot ok. Doar că pe moment așa a văzut el, așa a simțit el. Posibil a vrut să facă o glumă, nu știu, nu pot să-mi explic, dar pentru mine asta a fost așa. Când se ajunge la situații de genul ăsta, că oaspetele mai vrea și noi considerăm că nu este cazul, noi, fără îndoială, oprim de servirea, în cel mai respectuos mod, încercăm să o facem. Aproape mereu asta este văzut drept o insultă și asta este perfect ok, înțeleg de unde vin lucrurile astea și deja depinde de reacția persoanei, dar cum o să rezolvăm noi. De regulă, primul lucru pe care noi îl facem, noi oferim niște apă. Da, mi se pare asta pertinent, fiindcă dacă e mai ales o stare mai gravă de ebrietate, persoana doar vrea ceva, vrea să simtă ceva în mână, da? El vine cu intenția asta și el poate să comande, nu știu, orice, da? Și dacă îi pui un pahar de apă în mână, sincer, 50% din cazuri, dacă îi vine vorba de o ebrietate mai avansată, persoana îl ia și pleacă și e perfect satisfăcută cu situația asta. Asta e un trick pe care eu l-am descoperit și funcționează și îl recomand. Fiindcă nimeni nu vrea o ceartă, nimeni nu vrea să explice de ce. E o chestie foarte delicată când ajungi la situația asta. Mama tot timpul îmi spune, tu trebuie să trăiești tu altă viață. Asta nu e viața ta, tu altă viață trebuie să trăiești. Tot timpul îmi spune. Tatăl meu, dar nici nu mai vreau să mă vadă, nu mai avea ochi. Frate meu tot așa, adică cam toți așa. Eu nu vedem și stări aveau ei, că mie puțin îmi pasă, nu îmi place, cum eu mă simt, cum... Bine că nu m-am apucat de furat pentru ca să beau alcool. De la părinți l-am. Îndatorii, credituri, cum am dat eu credituri la fiecare pas, tot am intrat în credituri vreo 2-3. Frate meu le-a dat pentru mine. Ca să nu într-o mai adânc. Starea părinților era instabilă tot timpul. Tot timpul era instabil, orice sunet acasă, gata, gândeau că pe ei s-a l-o aninat. Cineva suna în ușă sau ceva întreba de mine, gata, s-a întâmplat ceva, cam așa. Ei erau tot timpul, erau dependenți și ei cu mine odată, de starea mea. Domeniul dependenței este așa noțiunea ca codependență. Codependența nu poate fi la, nu știu, la hipertensie arterială sau la ulcer stomacal. Codependență, asta persoanele care îl conjoară pe persoana dependentă și din cauza dependenței lui, cei apropiați tot suferă de unele schimbări, inclusiv și psihice, stările neurotice, stările depresive. Foarte important ca rudele alcoolicilor să frecventeze și ei grupele de suport reciproc pentru codependență. Am o colegă, o cunoștință foarte bună, e medic, ficiorul ei dependent. Până când nu a început să frecventeze astfel de grupe, e singur în bla anxioasă și depresivă. Acum cu tot alt om, altă viziune, altă abordare a problemei date. Și primul rând și lor devine mai ușor a rudelor să trăiască. În background-ul meu am avut și așa istorie când am fost închis, am stat la penitenciar. Prima dată asta a fost chiar atunci în 2003 când am fost demis din avocatură. Asta a fost tot de la, pentru furturi mici, furturi de la magazine și prima și a doua oară, pentru că nu ai deja surse și asta e normal că furi. Și am fost închis prima dată și vă spun că asta a fost destul de util, pentru că totuși la închisoare în penitenciar ai timp când să te astâmperi, când să te gândești la ceea ce faci și la ceea cum e ok să trăiești mai înainte. Prima dată totuși am ieșit și am... Mă rog, deja că eram divorțat, nu mi-a fost chiar greu, am fost într-o depresie foarte adâncă, că am pierdut familia, dar am făcut familie nouă, am făcut doi copii încă, și dar totuși nu m-am
refuzat de alcool totalment ce trebuie de făcut și consumam puțin, adică îmi pare că eu pot controla consumul. Mai era sora mamei, care din amintirele mele țin minte că o ajuta pe mama să se ascundă. La poliție mergeam doar atunci când el dispărea de acasă. Din câte știu eu, nu s-au raportat aceste cazuri de violență și era cumva, nu știu, frica de eșec al mamei sau frica de a vorbi, de a mă lăsa pe mine, poate fără tată, deși n-ar fi fost cel mai rău scenariu al copilăriei mele. În acele clipe, mama depunea efort sau își concentra atenția mai mult asupra mea, poate ca eu să nu văd tot, ca eu să nu aud tot și să nu iau asta cu mine. Din păcate, am luat, dar da, e cumva dificil pentru că am început să înțeleg deciziile mamei doar atunci când am devenit și eu mamă. Și aceste dubii, dacă iau această decizie, va fi oare una mai bună pentru copilul meu, este cumva una care e complicată de luat. Vreo 7 ani, cred că a durat, m-am făcut electrician, lucram cu mâinile și tot ni se primea tot. Familia era destul de bună, până când la un moment tot alcoolul a depășit limita și deja lucram și trăiam nu pentru fericire și bucurie, dar pentru ce să beau. Și asta totuși, iar am pierdut lucru, am pierdut relații, am început a fura din magazine și iar am căzut în închisoare. Și atunci deja eu am decis mai mult așa, nu trăiesc. Consider că este o diferență în consumul dintre Danemarca și Moldova. Ea trebuie privit mai amplu. Deci, fără îndoială, dacă vine vorba de consum în baruri, da, în Danemarca se consumă cantitativ mai mult și mult mai rapid. Și mai ales dacă vine vorba de oamenii mai tineri. Ei nu prea au stopuri și consumul până nu mai este, nu se mai distrează la fel. Și asta e parte, de fapt, din distracția lor. Da? Danezii sunt nordici, scandinavi, sunt foști vikingi, au o cultură foarte brutală pe anumite aspecte de consum de alcool. Și eu respect, adică mie este foarte dragă. La noi, de altfel, lucrurile sunt mult mai calme, dar noi avem consum de alcool public în localul și noi avem un consumul domestic care nu este de neglijat și noi, pe lângă toate astea, mai avem și barurile rurale care au cu totul alte istorie. Da? Și eu consider că, în primul rând, pericolul cel mai mare în Moldova este alcoolul de proastă calitate. Și el este disponibil atât acasă, cât și în magazine. Și eu consider că o mare parte din producția locală de tărie sau pe anumite aspecte chiar și de vinuri este de o foarte proastă calitate. Noi cu toții știm poveștile despre coniacul de 5 ani făcut în 2 luni. A fost o nuntă creștină unde nu s-a consumat deloc băuturi alcoolice și lumea de asemenea s-a simțit bine. Nu a fost același drive, evident. Posibil nici nu a fost asta în scopul mirelor să fie drive. Mai mult o petrecere de suflet. În general, să încep tratamentul de dependență în Republica Moldova destul de simplu. Unica condiție de a iniția tratamentul trebuie să fie dorința pacientului. Atât. Și dacă pacientul are dorință, sunt două căi, sau medicul de familie își e îndreptarea sau extras trimiterea pentru tratament, sau medicul specialist narcolog din teritoriu. Cu îndreptarea, persoana se adresează în secție de internare a instituției noastre și pacientul este internat în spital. Sub influența alcoolului, eu des avem probleme cu poliția, des ori am fost pe la drept și pe ospiție, ei dau mă știu eu pe mine. Și ultima dată, în 2018. În primăvară, dar era încă iarna afară, e că din momentul ăsta la mine s-a schimbat viața. Eram băut și am fost și am luat și niște de fumat ceva. Am tras cu un fum, eram cu un coleg și
ne-am stâns amândoi și când ne-am trezit, lângă noi erau doi oameni. Erau din poliție. Da? Eu nu știam că ești din poliție, nu arătat nicășinul și m-a apucat, m-a bruscat și eu tot m-am bruscat pe dâns și am pățit-o. Și da, m-a deschis dosar penal pe mine, că atacare de poliție, na, plus așa și avem la mine și eu am fost în căutare vreo două luni zile, mă ascundem de dânșă. Ultima dată când m-a prins ei prin Costiujeni și m-a dus la închetător, era o doamnă. Eu eram tot încă nu treaz și i-am agresat tare pe dânșă. Eu nu țin minte și le-am spus, dar am înțeles că ei sunt hotărât să mă închide pe vreo 5 ani de zile. La mine a fost tatăl meu gata, toți de jur împrejur, dar gata, ei atcazales, cum zice. Nu, dar parcă ești, dar parcă nu ești. Mamea așa mai mult ține, până la urmă a ținut cu mine. Faptul este că ei vor să mă închidă. Pe mine nu tare m-a spăriet, dar pe mine m-a spăriet faptul că tatăl meu n-avea să reziste dacă pe mine avea să mă închidă. Și eu am decis să încerc, poate cu ajutorul la reabilitare, voi scăpa de pușcării, dar nu de alcool. Ne străduim să fie un tratament amplu de 28 de zile, dar evident tratamentul individual. La cineva poate să fie mai rapid, conform protocolului clinicii, de la 24 până la 28 de zile. În aceste 28 de zile, fiecare etapă, fiecare zi e dificilă în modul său. Din păcate, avem în instituție multe refuzuri la etapa inițială de tratament în primele zile. A treia, a doua, a patra zi. Deci el a venit când era rău și a curățit penele, a venit în fire și el spune că mersi, domn doctor, dar eu nu mai am nevoie de servicii dumneavoastră, la revedere, eu am drepturi, bye bye. Și peste o săptămână, iarăși și istoria, sunetul la 112, când e nereu, a venit ambulanță. La următoare etapă, ca un motiv de abandonă tratamentul este că noi am finisat injecțiile. Și pentru ce eu stau în spital dacă nu mai primesc injecții? Deci pentru pacientul nostru important e el să primească ceva. De ce că el discută cu psiholog, cu alt specialist, asta, da, da, ok, dar nu asta. Și la următoarea etapă, când a rămas încă vreo câteva zile până la tratament, tot abandonează, cum diferite pretexte. Perioada e lungă, că am multe de făcut, am, nu știu, credite de plătit, de prășit, de ajutat părinții bătrâni, etc. Deci sunt diferite subiecte. Deci pacientul care finisează tratamentul și îndeplinește regulamentele și recomandările specialiștilor, deseori, cât de cât dau o remisiune mai stabilă. Cei care abandonează, din păcate, dar noi repetate orele, internăm înapoi. Dar externarea pacientului nu înseamnă finalizarea tratamentului. Persoana dependentă este în tratament tot viața lui. Sigur că sunt persoane care vor doar o băutură și asta este de ajuns pentru această seară. Eu respect asta foarte mult și noi, fără îndoială, nu avem cultura de a împinge, da? Fiindcă multe localuri, atât la noi cât și peste hotare, există cultura asta de vânzări, da? Care o adoptă și în baruri. Eu consider barurile un loc nepotrivit pentru astfel de tactici. E un fel de manipulare, da? E un fel de oferte din astea, a poate două, a poate dublu, a poate... Nu consider barurile un loc potrivit pentru asta, fiindcă noi nu trebuie să uităm că noi comercializăm un drog. Și noi avem responsabilitatea să avem grijă de oamenii pe care îi deservim. Și nu cred că o să auziți la noi vreodată fraza a poate încă una, a poate încă lucrurile astea sugestive, da? Care pot deveni problematice. Eram într-un local de la noi și eram cu un grup de prieteni și unul din noi exagerase un pic. Perfect, ok. Și persoana care ne deservea a venit să ia o rundă de comenzi de la noi și o lua de la toți și în ultimul moment înainte să plece s-o apropie de persoana care era clar că nu mai avea nevoie de nimic ajutor, da? Și l-au întrebat încă o sticlă de vodka? Asta este un abuz. Și asta îl consideri amoral. De câțiva ani deja este în vogă, pot să zic. Acea cascadă, da, din vin spumant. Acum mai nou a apărut însă și încuscrirea, da, este procesul ăsta de schimb de colace între cuscre, da. Și iată aici se toarnă vinul din două ulcioare în cel de-a treilea, ca semn de înrudire între, uite, două familii complet străine. O altă tradiție este tortul mirelui, deja format din șaturi,
o încheiere așa cu mult drive și da, să fie egalitate. Moldovenii au început să fie atenți la detalii, la procesul de organizare, la calitatea băuturilor, la tot procesul de organizare. În momentul în care au evadat din Republica Moldova, avem foarte mulți tineri plecați peste hotare, care au fost prezenți la evenimente organizate în Statele Unite, în Uniunea Europeană și au văzut altfel cum se poate de trăit momentul posibil și uite, aduc de acolo careva chestii bune, zic eu. Eu periodic eram trimisă la țară în grijă buneilor și după ani de zile am aflat că de fapt atunci când eu am mers în clasa 1 și am stat un an întreg de studii în afara orașului, era de fapt anul cu cele mai multe crize și anul în care mama ajunsese și în spital să fie internată. Sunt istorii pe care le-am auzit cu jumătate de ureche, poate, și care abia acum, recent, am avut curajul să le discutăm mai pe înțeles cu mama, pentru că totuși sunt traume, e și o rușine, cred. Am fost de 4 ori, să-mi minte, la anchetator. Și închetătorul zice, de 4 ori, 4 persoane diferite vine. Tak, eu în martie, aprilie, mai în iunie, eu a 3-a lună de reabilitare m-am trezit și am început, stai. Eu înapoi nu vreau să mă întorc în starea în care eram. Și da, m-am început cu adevărat și am sunat la părinți, că era vorba, streacă toate asta cu dosarul ăsta penal, să vedem ce îmi faci, dacă mă las la libertate, apoi eu ies la reabilitare și tătă e ciotca. Dar eu am sunat la părinți și am zis, dacă pot, eu să termin până la urmă cursul. La sentință ne-au dat 3 ani de condiționat, da. Și m-au pus la ucet la narcologie. După reabilitare, eu am întrebat persoanele care liderii de la reabilitare, dacă eu pot să mai rămân așa ca voluntar și am mai rămas încă 9 luni. Adică eu la reabilitare 9 luni, dar eu am trecut 18. Cu siguranță mama a avut tentative în care l-a rugat, poate chiar și l-a convins pentru un mic timp să-și asume rolul pe care îl avea în cadrul familiei noastre, să mai lase din prietenii, pentru că până la urmă, alea erau cauza pentru care el pleca din casă cu zilele. Poate dacă ar fi fost susținerea bunicii mele, mama tatălui, în a vedea în asta o problemă și a-l îndemna și a-l încuraja, poate ar fi fost o soluție. Dar, din păcate, bunica mea era contra, deci ea nu recunoștea faptul că fiul ei ar putea fi agresiv, ar putea plăcea, să-i placă mai mult băutura decât familia. Am printre amintirile mele și fraza să nu-mi faci feciorul de rușine pe care bunica mea o spunea mamei. Cred că aici toate eforturile mamei s-au lovit de un zid. Și atunci deja în penitenciar eu având la moment atunci un moment cât în 38 de ani am împlinit, eu am înțeles că, ok, Dumitru, tu ai pierdut prima familie, ai 2 copii mici cu a doua familie, tu trăiești cum trăiești, tu înțelegi cum trăiești, că dacă vei trăi așa și înainte, copiii tăi viitorul nu o să aibă, asta e 100%, adică tu trebuie să înțelegi că băietul mai mult, probabil, va fi tot așa un alcoolic, un hoț și tot a să fie pe la închisori. Fica tot nu va fi o viață bună la dânsa. Tu decizi la numer. Ori tu ieși, asta va fi corect și drept. Și îi dai, te decizi de copii, îi dai la undeva la orfanie, la casă de copii, ori nu mai consumi, ori îți schimbi viața și duci înainte. A fost unul care strata repetat, mai odată, 3 luni, el vine. Și am spus că mai obosit. Uite, e ca ultima dată eu fac tratament.
și n-am să consum, vin peste 5 ani cu șampanie și cu cutie de ciocolată sau cu totul, mai țin minte. Eu am spus, eu am uitat. Și peste 5 ani el a venit și a spus că uite, ți-ai minte? Că acum ne-am adus aminte. Și de atunci mai mult am văzut ce face, nu cunosc. Este un pacient, are viză de reședință la noi. Eu sper că el o a avut și la momentul de față nu o are. Un actor cunoscut la noi în Moldova, destul de des vinea. Și m-am bucurat foarte mult anul trecut când am fost la aniversarea de 32 de ani de când s-au format organizațiile Alcoolici Anonimi în Moldova. L-am văzut pe dânsul și l-am venit, am spus că bună ziua, domn doctor, ia că eu un an deja nu consum, sunt aici, dar așa arată, diferit decât era. Când am ieșit la reabilitație, era un gând ca să mă țin vreo 20 de ani și poate la bătrâniță să beau acolo 50 gram de coniac bun. Dar au trecut vreo 3 ani. A treilea an, pe la sfârșitul anului, că am decis că pe viață nu mai eu. Eu nu pot să zic precis că eu n-a să servesc. Nu pot să spui că 100%. Dar oricum la mine asta e gata, am tăiat asta. Și după reabilitare eu mă strâng absolut, nu mă întâlnesc cu nimeni care servesc. Și până mă îmblu la biserică, la grupă, este grupă acasă, discutăm cine cum se simte, dacă ai vreo problemă și vă simți că ești amuș-amuș, apsuni la lideri de ăștia care sunt la centru de reabilitare cu psiholog, ea că eu am și puteară cu psiholog să îmblu la mine. Nu m-am dezlegat, dar eram nervos și agresiv vreo 3 săptămâni tare. Cu lucru și am luat prea multă spre mea, multe răspundere și am plutem. Eu cum am ieșit din închisoare, practic, deodată m-am dus la reabilitare. Eu vă spun că reabilitarea la foști dependenți are început, dar nu se termină până la sfârșitul vieții. Eu frecventez biserica cel puțin 2 ori pe săptămână. Eu fac grupul de casă tot de biserică, dar la mine tot ca un fel de grup de ajutor recipro, grupă взаимопомощ, care se petrece deja la mine timp de 8 ani la mine acasă. Noi ajutăm la fix așa oameni, băieți care au fost. Pentru mine așa, asta deja ca un fel de misiune în viață. Eu mă duc la închisoare o dată pe lună, cel puțin. Asta deja este un mod de viață. Asta este deja. Să spun că reabilitarea s-a început și s-a terminat, nu-i corect. Eu consider, fără îndoială, că la un moment dat am consumat mai mult decât trebuia să consum. Mai mult decât aveam nevoie eu ca persoană, ca individ, da? Dar n-aș spune că a fost regretabil, da? De exemplu, am avut perioade foarte complicate, atât pentru afacerea mea, precum pandemia, care a fost catastrofală pentru noi și eram la milimetri distanță să nu mai existăm. Și asta fiind proiectul meu de suflet, era ceva foarte... avea un impact extrem de mare emoțional. Și asta s-a tradus cumva într-un consum probabil zilnic, timp de luni de zile, da? Asta este o realitate și faptul că tu ai un local și poți să-ți permiți să faci asta în orice moment și tu mereu ești expus acestui larg câmp de posibilități alcoolice, nu ajută neapărat la a soluționa problema, da? Proximitatea asta devine la un moment dat problematică. Într-adevăr, la noi moldovenii sunt foarte insistenți atunci când vine vorba de a servi un pahar. Da, cu păreri de rău, la noi încă mai există chestia asta că dacă mă stimesc trebuie să bei. Nu judec niciodată și nu am repus, eu de fiecare dată încerc să înțeleg de ce a ajuns omul ăsta la acest lucru. Sunt persoane care uite, au ajuns în starea asta nu de atât și-au dorit, dar de aceea că au fost influențați, fie de prieteni, fie de cercul în care au nimerit, fie nu au avut tărie de caracter de a spune nu la momentul potrivit, fie într-adevăr are o rană pe suflet care nu știe cum să gestioneze sau o problemă în viață care nu știe cum să o rezolve și uite, recurge la un asemenea gest, crezând că ar putea anihila sau diminua seriozitatea problemei sau
nu era ceva, nu erau beții inimaginabile, da, dar era un, fără îndoială, un consum constant. Eu consider că asta e, de fapt, partea problematică. Dacă consumul tău devine zilnic, timp de luni de zile, ani de zile, atunci, fără îndoială, ceva e neregul, ceva trebuie să te adresat. Și eu am făcut asta, am avut o perioadă, anul trecut, de jumătate de an, am decis că trebuie să fac o pauză definitiv. Și a fost ceva foarte interesant pentru mine, a fost chiar informativ. Prima dată, cred că de când am devenit adult, când am făcut o pauză într-atât de mare, și după aia lucrurile au devenit mult mai ușor de controlat. Mama a găsit curajul să plece atunci când a fost nevoită să plece peste hotare ca să întoarcă o datorie pe care taică-miu o făcuse, pentru că erau ceva bani puși deoparte în casă pe care nu știu de ce el a crezut că are dreptul să o scoată din casă, să o ducă pe aceeași băutură, aceleași companii, aceiași prieteni. Și ca să o întoarcă, mama a fost nevoită să plece de la taică-miu, dar din păcate această situație a forțat-o să plece și de la mine. Ea a plecat când eu aveam 11 ani, ca și majoritatea copiilor cu părinți plecați peste hotare în acea perioadă, nu mi-am văzut mama aproape 3 ani, deja după ce și-a perfectat actele a revenit, după câțiva ani l-a cunoscut pe cel pe care eu acum îl consider tată, este cel de-al doilea soț al mamei, deci cum era, nu e tată cel care te naște, e tată cel care te crește, deci aici am avut noroc, putea fi, cred că, mult mai rău, dar am fost suficient de norocoasă încât să am totuși acea figură paternă și acele sfaturi, acele îndrumări, acel sprijin pe care un tată trebuie să-l ofere copilului. Cunosc un om de afaceri, este la noi în țară destul de succes, nu consumă alcool prin 35 de ani. Întâlnirile de business, celelalte, că discutam cu dânsul, niciun stres. Te-ți mă cunosc, te-ți cunosc problema. Deci nu apare niciun obstacol în comunicare cu oamenii dacă tu nu folosești alcool. Știi foarte bine că și în showbiz-ul moldovnesc sunt oameni care sunt dependenți de alcool și sunt în remisiune stabilă și din artă. Și alcoolismul este o boală interesantă. Ea afectează toate straturile societății. La mine mă tine gândit de specialități, numai cosmonaut nu a fost în secție, dar au fost și academician odată s-o tratat, colegii mei medici, din păcate, și colegi medici din arcologi au fost la mine și s-o tratat. Boala nu depinde. Să fii tu profesor, să fii tu tractorist, să fii tu medic. Unicul lucru că eu față de medici am mai mare, mai multe cerințe. Noi deschis niciodată nu am vorbit cu taică-miu. În toți acești ani nu am avut niciodată o discuție sinceră în care să admită măcar că i-ar fi părut rău sau că ar fi făcut ceva rău, pentru că eu nu cred că el este la curent cu tot impactul negativ pe care aceste acțiuni le-au avut asupra vieții mele, atât ca adolescent, cât și ca matur și deja și ca părinte. Eu consider că consumul de alcool este cel problematic, este mai des simptomatic decât problema în sine. Eu consider că moldovenii au o cultură întreagă de neglijență a sănătății mentale și asta se răsfrânge într-un consum abuziv. Dar nu știu dacă problema în sine începe de la consum. Fără îndoială, noi avem problema și asta. Da? Noi avem, majoritatea oamenilor, dacă se întrebi când au băut prima băutură alcoolică, o să fie pe la vreun 8 ani în mediu, eu cred. Adică noi avem toți istorii cu șampanie la 8 ani și șoturi de coniac cu tata. Da? Adică noi avem problema asta, dar cred că în adâncuri, de fapt, stă un copil care a fost abandonat emoțional sau probleme mult mai serioase care trebuie să adresate. Și motivul din care se consumă abuziv este evadarea de aceste probleme și evadarea de aceste întrebări. Da? Să te renunți de alcoolism când înțelegi că pe mine nu o să mă înțeleagă. Asta nu este cercul de oameni unde eu mă simt confort. Asta nu este societatea și care îmi trebuie mie. Eu vreau acolo, că acolo mă înțeleg. Dar pentru că să ajung acolo, eu trebuie 250 de grame. Eu sunt convins că închisoarea la mine a fost ca
un cadou de la Dumnezeu. Vă spun sincer asta. Tu real vezi altfel lumea. Tu real sunt smirosul ăsta. Când intri în păduri, sunt smirosul ăsta. Auzi păsările astea, verdeața asta. Nici când îmi spun eu la reabilitație, zic, și cu voi, băi, ce bolnavi sunteți și cu voi. Eu și așa văd. Nu, tu să înțelegi, asta sunt. Eu țin minte, într-o dimineață m-am sculat și mâncam cașă, mană și zic, ai, e ce de bună, mă. Mă, cred că e unul și așa ești cașă, mană. Și fix așa și cu, e ca când vezi, e ca cum zicem, păduri sau auzi păsările, să tu primești plăcere de la asta și te înconjoară, e ca mergi, e ca mă chiar vinem și o muzică ceva, așa o plăcere să întâmplă, parcă sunt, parcă spală, știți cum e așa, o murașchi pe tel, de plăcere. Și te-a dat, după cum mă, caif concret. Mama acum este cea mai puternică femeie pe care eu o cunosc și cea mai curajoasă. Este o bunică superbă care, chiar dacă a trecut prin toate aceste traume, are foarte multă dragoste de oferit și foarte multă grijă. Din câte am înțeles, ea a reușit să-l ierte pe tatăl meu. Eu nu cred că aș putea să fac asta vreodată, pentru că eu continui să trăiesc cu întrebarea ce ar fi fost dacă nu, cum ar fi fost copilăria mea dacă el și-ar fi asumat rolul pe care trebuia să-l aibă în familie și dacă nu pleca, dacă se ținea de job, dacă accepta provocările pe care îi le aducea soarta în cale, inclusiv cele de afaceri și... Deci nu cred că aș putea să iert vreodată copilăria pe care nu am avut-o. Observ o schimbare în consumul de alcool la noi. Cred că oamenii au început să treacă tot mai mult în favoarea calității, atât în consumul de vinuri, cât și tărie, cât și cocktailuri sau tot ce ar mai putea fi. Știu că sunt, nu știu, directorii de vinării care privesc lucrurile pe ansamblu, privesc populația ca o unitate și ei în continuare afirmă că la noi se bea tot felul de spumant dubios, da? Dar eu, văzând lucrurile din interiorul meu, observ o popularitate crescând a chestiilor calitative. Da. Încă un clișeu de industrie, dar el este the regular. Da? Ai posibilitatea să vii să-i spui cuiva, eu vreau ca de obicei. Asta este o plăcere. Și noi cu mare drag o oferim. Atunci când tu vii într-un loc și poți vii acolo zilnic, să te întâlnești cu prietenii tăi, să stai la taclale, să te odihnești, să ai o discuție politică, să ai o discuție culturală, să ai o discuție de orice natură, mediul ăsta e ceea ce face de fapt existența într-un oraș, într-un sat, într-un oriunde, într-un mediu plăcută. Eu avem probleme cu uitatul. Adică nu țin minte ce am făcut ieri. Țin minte când îmi luam la narcologie să... Nu, odată în lună, nu știu cum, atmetița. Doctorul mă întreba, cum te simți? Eu am început să țin minte ce fac ieri. Eu nu țin minte ce fac și am făcut săptămâna trecută. Eu așa... Și el... Tu n-ai consumat mică? Zic, nu, ia haideam să trecem analizele. Alcoolismul, boală cronică, recidivantă, rămâne pe toată viața. Iluzii de avut că peste un an, 5, 10, 20 de ani, eu îmi spun că atât să bie un pahar de vin și să mă opresc, nu. Am avut un pacient, 10 ani în urmă, dacă nu greșesc, 28 de ani au fost în remisie, nu a băut 28 de ani. Și la o nuntă o servit o cupă de șampanie. Deci peste o lună el era la mine în spital. Sunt pacienți care pot controla consum de alcool o perioadă de timp. Sunt unii care nu m-au mirosit berea și el deja a intrat în acces dipsomanic. Dar sunt care poate fi și o lună, poate fi jumătate de an, am cazul și un an, una jumătate. Dar în orice caz va fi recidivă și va fi reîntoarcerea la consum de alcool. În cazul ăsta de consum controlat se numește recaderea. Adică nu e recidivă, dar recaderea. Deci e recaderea fără apariția simptomilor alcoolismului. Dar ele tot una se apară. Nu contează când, a se apară. Asta e factorul de risc și cauza recidivilor. Că omul nu vrea să împace cu gândul că nu poate fi cum cândva a fost. Nu este greutare.
procesul de reabilitare. El nici nu este ușor, tu începi a trăi altă viață la 25, 30, 40 de ani. Și asta destul de greu psihologic. Nu e ceva ieșit din comun. Dacă, și asta este cel mai greu, dacă ai decis. Oamenii care sunt acum după linii, care cred că în viață deja nu e posibil de schimbat, asta e mit. Poți schimbi tot la câți ani nu vei fi.